Good morning. E bine, rucsac. E bine, bine. Așa, un cap. În ce buzunar mai vezi că eu am plecat. Nu, no, n-am nevoie de nimic. Denisa s-a dus mai a umbrelă, că a luat doar una și vine ploaie. Suntem bun venit la Urban Groove. Salut, eu sunt Alex, bine v-a regăsit la un nou video pe acest canal. Sunt aici alături de Rusu, Denisa, Ionela. Mergem la magazin. Azi trebuia să lucrăm, dar ne-am luat liber 2 zile. Până luni suntem liberi, nu? Da. Așa. Am de făcut încă 2 curele de ceas. Am făcut una săptămâna trecută și un portofel. Și acum, acum am liber, pot să le fac pe toate, să le și trimit, să le duc la DHL. Sâmbătă trebuie să mergem în terra cumpărături în oraș. După aia trebuie să merg la festivalul porumbului, o să filmez și acolo. După aia la 8:30 să merg la dentist, că am fost sâmbătă trecută. Am filmat, dar nu mi-a plăcut cum s-a văzut. Știi că mi-e sub video-ul astea de aici. Da, eu am capul aici, așa strâmb și așa de urât. Bine, și acum tot ăla, cred că se vede, dar aia e, ăsta e capul. Scuze, nu mă scuze. Dar nu știu dacă o să răspundem la toate de la video, că sunt multe foarte lungi. Eu am încercat să răspund prin mesaje la ele, dar la unele n-am reușit, că era prea mult descris și n-am vrut să... Să zic vreo prostrii. N-am vrut să zic vreo prostie, dar o să răspundem în video ăsta. Vreau să vă mulțumim. Nu mă așteptam ca după atâția ani să pun un video și să treacă măcar de 100 de vizualizări și el a ajuns la 3600 de oameni. Și e incredibil că toate comentariile susțin cam ce am zis noi în video, când eu mă așteptam ca mulți să zică că poate ne victimizăm sau ceva. Noi am vrut să facem video și să-l punem pe nelistat prima oară. V-am spus că filmăm multe chestii ca să fie amintire acolo. Nu trebuie neapărat postate toate pe public. Dar am zis, bă, de ce nu? Hai să-l punem, că o ieșe șmecher. Mie chiar mi-a plăcut. Când ajungem acasă, citim din întrebări. O să mai filmez eu, cred că, pe la magazin. Și vedem ce se întâmplă. Aici e Denisa. Aici e spitalul. Și în spate la spital e cabinetul unde merg la dentist. Era bun video pe care l-am filmat când am fost la dentist, că era destul de mișto, Denisa nu a mai fost la dentist. Și își dădea și ea cu părerea cum a fost prima experiență. Hai. Deci, bună ziua, eu sunt Denisa, gagica lui Alexandru. Uite și se mișcă. Așa. Eu am fost săptămâna trecută, cum m-a spus și el, la dentist pentru prima oară. Zici că te oblig să vă... Băi, taci, nu-mi găsesc cuvintele. A fost foarte plăcut, să spun așa, adică nu am fost speriată după ce ne-au făcut detartrajul. Eu eram foarte panicată de la început, că am zis că poate mă neg, poate nu stau bine, poate... Zici că ai fost în altă parte, nu, la dentist. Înainte să ajung la dentist am fost foarte emoționată, pentru că mi-era și frică, că mi-era frică că n-am mai fost niciodată, pentru că n-am avut probleme în general cu dinții să mă doară sau să am vreo carie. Și am ajuns frumos. Întâi a fost Alexandru, apoi am fost eu.
m-a chemat dentistul să mă uit la el, ca să nu mai fie așa de mult teamă. După m-am dus eu frumos, mi-a făcut așa o rază cu ochii și a uitat să văd dacă am vreo problemă cu dinții. Am un mic în care la care mi s-a spus că trebuie să mă aștept un an, doi, parcă, da. Că este mult, mult prea mic. Apoi mi-a zis că dinții mei sunt în regulă, mi-a făcut detartrajul, am gingiile foarte, foarte sensibile. Eu a zis că numai atâta deocamdată ca să nu mă sperie, ca apoi să nu mai vin și a doua oară. Dar în rest cam atât, au fost șmecher, mai venim, dar nu cu alte probleme, numai așa cu detartraj, că atât. Am vorbit aproape, am ajuns la magazin. Eu sunt de la Recorder, sunt Alex Nede. Da, uite. Noi când am fost la muncă ieri, au fost așa o mică furtună și am ajuns seara acasă și n-am văzut pe aici ce s-a întâmplat, dar uite că s-a mai dărâmat câte un copac. Deci, după cum spune multă lume, că în Germania dacă n-ai mașină ești zero, dar chiar ești zero, deci nu vă gândiți că aici sunt trotuare peste tot. E infrastructură gândită doar pentru mașini. Mai sunt locuri, nu zic. Noi stăm aici nicăieri, dar Ienița și-a luat o păreală din asta și eu mi-am luat animala asta. Camera asta a venit tot cu microfonul ăsta Mic 2. Și când eram acasă eu l-am conectat la telefon și am vrut să-l conectez când eram pe stradă, să nu se mai audă mașinile, dar nu mai mergea. Nu mai recunoștea camera și am aflat că trebuie să ții un pic apăsat pe asta de record și după aia mergi, se conectează automat. Îmi pare rău că n-am avut microfonul ăsta când am filmat video-ul cu Denisa despre de ce n-am vrut să lucrăm în România. În prima oară n-am știut ca să cheme așa titlul și chiar Denisa mi-a zis să nu-i pun titlul ăsta, dar cred că a fost un titlu destul de interesant. O rezonat cu multe persoane. Dar păcat când am avut microfon, că s-a auzat foarte tare vântul din păduri și gâză și păsări și... Dar a fost foarte natural și cred că de-aia a și... fost recomandat de YouTube. Și mi-a spus cineva în comentarii să nu mai fac clipurile de o oră, că nu se uită nimeni. Eu clipul ăla n-am vrut să-l fac ca să uite lumea, de-aia a ieșit de o oră, că am vrut să-l fac să ne spunem toate părerile în video. Deci de-aia a ieșit de o oră. În rest, nu știu dacă o să am videouri mai lungi de 20 de minute, dar vedem. Da, strângem de aici și mergem spre magazin. Aici la normal găsești cam orice vrei, uite și ăsta. E panou solar 300 de watts. Sunt multe chestii șmechere. Tot felul. De astea de tablă, de grădină, orice. Se fini. Ești gata? Da. Normal vine autobuzul în 40 de minute, dar Denisa nu vrea să-l aștepte, așa că... Păi da, oră de barba asta. Uite, când filmez în stația asta, chiar zici că sunt în România, să-mi bat pe cel. Uite, căcat! Am o lentilă wide aici, o să o pun un pic să văd dacă se vede diferența. Aoleo! Acum se vede ca la GoPro. Aici-s bagaj, le-am luat mai multe plasă, că le-am mereu un rucsac. Nu vă uitați la ce invenție am făcut eu aici, ca să nu mă mai taie la mână. Am ajuns acasă, am transpirat tot. Și... dacă prindeam autobuzul, ar fi mers Denisa, se ducea plasele până aici și vineam eu din spate. La om e și fără, nu-i problemă. Nu prea prindem autobuzul, că mereu se schimbă programul. Aici nu știu dacă se vede. Încerc eu să dau un pic de zoom. Da, acolo unde e cu alb, e un cort, că v-am spus că se face festivalul porumbului. Eu mâine cred că o să merg cu...
cu portofelele pe care le-am făcut, că am o cutie plină de portofele. Asta e gata făcută, îs de Apple Watch, nu știu pe câți milimetri. Da, uite așa au ieșit. Am stat, cât am stat? Am stat 2-3 ore să fac? Ai stat, ai vorbit cu ursul 3 ore. Cam 3 ore a durat să o fac. Eu mă așteptam să fie mult mai ușor, dar are sistemele astea aici de prindere. Și foarte mult de pus la presat, trebuie să măsori o grămadă ca să iasă drept. Și aici la fel. Chiar dacă pare că ești puțin în relief, cantul îi făcut în piele, deci e foarte rezistent. Scuzați prosopul de acolo, dar... Sunt la masă, mă pun să fac curelele. Asta e modelul pe care l-am primit de la Denis. Și mi-e mult mai simplu așa decât să le măsor direct pe hârtie. Deci puteam să le fac direct și de pe hârtie, dar așa iese mult mai bine. Acum trebuie să-mi pregătesc pielea, să mă pun să dau decupajele, le tai și între timp mai răspundem la întrebări. Denis se joacă LOL, deci o să răspund așa, mai vă transmit eu ce-mi spune ea. Bun, am găsit pielea. Am așa. Ăsta e un maro lucios, pe că se vede, plus un maro mat. Pare lucios, dar în realitate e mat, care e cea mai calitativă piele pe care o am. Dacă nu ar fi opțiunea cu reselling-uri de haine, spre ce meserie ai optat și de ce? Dacă nu ar fi treaba cu resell-ul, probabil aș... Nu că probabil, cel mai probabil că și treaba asta cu portofelele vreau să o țin. De ce aș lungi mie? Adică să investesc bani și în treaba asta, să mai promovez chestiile pe care le fac manual. Pentru că e o chestie care îmi place, la fel ca treaba cu hainele. Asta cred că aș vrea să fac. Uite, astea sunt două modele făcute. Asta e model făcut de la zero de mine, în afară de partea asta de aici. Asta e luată de pe net. Dar restul e făcut tot. Gen, l-am gândit mai mult pentru Germania, că aici folosim multe monede. Și am o grămadă de modele. Mai am ăsta, care e un bifold unde vin banii pe exterior. Și înăuntru ai loc de carduri. Op. Doar că lumea nu prea... Adică și ce vând aici, le vând la un preț foarte mic. Adică pentru un portofel normal iau 35 de euro, la care stau și cos cam 6 ore în continuu. Nu știu dacă România ar plăti lumea, pentru că mulți zic, bă, adică îți dau ție 200 de lei, mai vine mă și îmi cumpăr unul de la Hugo Boss, știi? Dar nu o să țin niciodată unul de la Hugo Boss sau orice alt brand, că am dat trend în numele ăsta, cu ceva făcut manual. Și mă bazez mult pe treaba că în timp o să se mai schimbi părerea asta și lumea o să vrea chestii făcute manual, că sunt mult mai rezistente. O zi din viața în Germania. Asta e un mesaj dat de Gabi. Te salut. Nu prea am ce să prezint, ce am făcut azi, cam asta e. O zi așa om care poate merge la magazin și atât. Noi cum n-avem mașină, nu mă plâng că n-avem mașină, că puteam să ne cumpărăm, doar că sunt multe chestii de plătit și noi trebuie să plecăm în România și am zis că mai bine cumpăr de acolo. Ne cumpărăm de acolo. Și altceva nu prea este de făcut. Mai ieșim pe afară, mai mergem în păduri, poate mai merg cu detectorul uneori. Da, mai mă cu Denisa la un serial, jucăm un joc, ceva, mai pe PlayStation și cam asta e o zi în Germania. Pentru că stăm în nicăieri, unde e un sat foarte mic, Pisau, n-avea nici magazin aici și e un sat mic, n-ai ce să faci, dar na, se mai întâmplă evenimente de astea cu mașini sau cum e acum carnavalul. Cam atât, nu prea ai multe chestii de făcut, e fix într-un sat din România. Dar e bine că reușești să te axezi foarte mult pe muncă stând aici și reușești să strângi bani. Mai am o întrebare de la Sandu, te salut! Dacă ți-ai găsit locul în Germania, ai servici ok, nu merită, de fiecare dată să începi de la zero. Deci, mai repet o dată, că s-a închis ecranul la cameră și am crezut că s-a terminat bateria, dar e încărcată. Dacă ți-ai găsit locul în Germania, ai servici ok, nu merită, de fiecare dată să începi de la zero. Corect, nu merită să începi de la zero, doar că noi vom lăsa, și asta am și făcut, când ăștia nemți au vrut să ne angajeze la ei la firmă, ca să mai lucrăm prin agenție, noi le-am spus clar,
domnule, noi plecăm în România și dacă nu ne merg treburile, la anul revenim la voi și nu mai venim prin agenție, venim direct la, la firma voastră. Și au spus că ok, deci cumva noi nu pierdem tot ce am muncit până acum, că ei o să ne păstreze acolo ca o rezervă în caz de o să vrem să ne întoarcem. Nu o să ne cheme ei, dar o să aștepte să dăm noi un semn de la, din România, dacă vrem sau nu să mai venim înapoi. Deci cumva nu mai pierdem un an jumate de muncă, că o să rămână aceeași echipă, o să fie același loc. Deci nu pierdem nimic. Dar trebuie să mergem în România. Denisa trebuie să facă aparatul dentar, eu trebuie să văd cu pagina dacă mai reușesc să fac ceva și să ne convingem cât merită să venim înapoi. Și permisul, da, uite și permisul, are mult de făcut Denisa. Dar sperăm că până la anul să le terminăm și la anul să ne decidem. Bă, rămânem în România, eu sper să poată să rămânem în România, ori venim înapoi aici cu anul ăla muncit. Deci nu pierdem mare lucru, că ne rămâne cotizat. Că normal trebuie să lucrez 9 luni separat la agenții, după care să lucrez direct la firma Oulă. Să lucrez direct la nemți. Deci nu pierdem nimic. Am fi pierdut dacă ne-am fi angajat la ei când ne-au spus și noi nu le-am fi spus că plecăm în România, dar nu ne-am mai fi angajat pe urmă, pentru că noi plecând după 6 luni, vă dați seama că după aia nu te mai angajează nimeni, că normal trebuie să stai măcar 2 ani la ei și na, noi n-am vrut să îi încurcăm, deci nu pierdem nimic. Mai am niște întrebări de pe YouTube, dar nu neapărat întrebări, cât chestii pe care vreau să le citesc, că am rămas șocat când am văzut că și-a luat lumea din timp să scrie ditai comentariu în care povestea cum a fost viața lor sau experiența lor în România, nu neapărat viața, am zis o prostie. Și merită să citesc. Dacă lumea care lăsa comentariile vede video-ul ăsta, știți că vă salut și vă mulțumim din suflet că ați lăsat comentarii și ne-ați încurajat cu ideea noastră pe care am avut-o să facem video, că v-am spus, m-am gândit mult să nu-l postez pentru că am crezut că lumea o să ne judece cum am mai fost judecați, că vezi, Doamne, ești tu sensibil sau n-ai dat de mai greu. Dar noi doar ne-am respectat munca noastră și n-am permis la nimeni să ne scuipi în gură pe 20 milioane. Dacă asta a fost o greșeală, îmi cer scuză, dar ăsta e respectul meu față de mine și față de iubita mea. Nu pot să lăs pe nimeni să țipi la ea sau astea și eu să lucrez în continuare pentru ăla, când ăla mai țipă și la mine. Pe 20 milioane. Da, termin o curea, filmez niște cadre, cred că o să iasă un video foarte lung, dar cine vrea să-l vadă, să-l vadă. Și referitor la video ăla că avea o oră, nu mă așteptam, cam 1000 de persoane s-au uitat aproape la tot. Sau jumate s-au sărit, dar mare parte s-au uitat cam la tot video. Și am rămas uimit, am zis, bă, ești nebun chiar la o oră, deci a fost un subiect foarte interesant, dacă lumea s-a uitat o oră. Și mie mi-a fost că mă uit o oră la el, dar m-am uitat cu Denisa și chiar o ieși șmecher. Bun, lăsăm vorba, mă apuc aici să fac o curea. Terminat-o, n-am mai filmat pe procesul, că poate era plictisitor, dar cam asta e rezultatul final. Aici ai trusa, chiar pentru o chestie așa de mică, ai nevoie de o grămadă de sculii ca să faci tot felul de canturi, tot ce e nevoie. Uite, asta am făcut acum vreo, cred că 6 ani și încă o an. Și am făcut-o când m-am apucat de cusut, deci nu se compară cusătura asta cu cusătura asta. E mult mai drept. Aici am pielea pe care trebuie să o folosesc mâine. Mâine sau de seară, dar nu cred că mai fac nimic de seară. Asta e un albastru și trebuie să iasă exact la fel, plus o cataramă gri. Da, sper să iasă și aia ca lumea. Asta e treaba.
filmez asta acum, că ieri n-am mai apucat să filmez. Ieri am spus că trebuie să mă apuc și de cureaua aia albastră, mă apuc astăzi. Ieri n-am mai făcut absolut nimica, ne-am jucat FIFA vreo 4 ore. Și cred că închid video aici. La restul de comentarii de la video trecut o să răspundem în video următor, ca să fim amândoi, să putem vorbi amândoi. Și cam atât, dar nu știu, a fost ca așa un daily vlog simplu, l-am făcut. Am fost liber, am fost la magazin, n-am făcut mare lucru. Sper să vă fi plăcut. Dacă v-a plăcut video, lăsați acolo un like, un subscribe. Poate ajungem și noi la 1000 de abonați, că am făcut YouTube 4 ani cu gândul să fac 1000 de abonați și n-a reușit. Când aveam 13 ani, poate reușesc acum la 21. Glumesc eu, dacă vreți să vă abonați, apăsați acolo. Ne auzim video următor. Mulțumesc de vizionare!